Bună seara, stimați colegi. Îmi pare foarte bine să vă văd aici în chat. Puneți, vă rog, de la 0 la 10 dacă mă auziți bine. Ok, se aude bine. Galina mă aude. Îmi pare foarte bine. Cred că mă înțelegeți toți. Sunt toți în limba română, lucrători, da? Bine, eu nu am pus poza mea, n-a reușit, dar video nu-l pun din două motive. Unu, de ce că, în primul rând, posibil că să frâneze calculatorul meu, dar al doilea, doar din cauza că eu acum stau chiar cu copilașul în brață, fiindcă copiii deja nu mai vor să mă stie. Și unul câte pe unul, ei mai intră pe lângă mine și mă tem că o să vă rupă de la informația care vreau să vă spun. Mai tare? Ok, eu am să dau mai tare. Acum auziți mai bine? Așa, se aude mai bine. Așa, bine, vă mulțumesc foarte mult. Deci îmi cer scuze de întârziere. Eu mă numesc Isache Aliona, pot să vă spun că buletin sunt Isache Elena, așa că dacă o să auziți Elena sau Aliona, este practic tot aceeași. Sunt mămica a patru copii, într-adevăr, cum a spus și Loredana, cu două luni jumate în urmă am născut cel de-a patrulea copil. Dacă cineva se întreabă cum este să ai copii, patru copii, este posibil că un pic mai greu decât atunci când ai un copil. Un pic doar. Dar este un stimul de a trăi, este un moment, mulțumesc foarte mult, Eliza, deci este momentul în care tu înțelegi că ai pentru cine să tinzi la un stil de viață mai frumos, ai pentru cine crește nu doar financiar, ci din punct de vedere a creșterii personale, a tale ca personalitate. Fiindcă, după cum vedeți, copiii din copii în copii ei se nasc și automat, practic, devin mai deștepți. Uneori te gândești, mama mea, de unde așa copilul deștept am eu, da? Motoul meu tot timpul a fost faptul că eu tot timpul iubesc să fiu ca mine, da? Eu vreau să-i fiu ca mine. Posibil că și voi sunteți fix așa. Atunci când tu îți iei o haină, să nu fii ca la toți, da? Să fii doar ca la tine. Atunci când tu citești o carte, ai dori ceva care să te impresioneze doar pe tine, da? Sau să schimbe ție ideile. Și atunci când ai o activitate, să nu te repeti nimic. Iată, motoul acesta care îl vedeți în față, trăiește fără rame, pentru că tu nu ești poză, da? Mie mi-a plăcut foarte mult. Este într-adevăr motoul după care eu tot timpul am tins. Dacă să vă spun istoria mea, sunt o persoană foarte simplă. Sunt din raionul unui Sporeni. Este cineva care este din raionul unui Sporeni? Cum ne-a spus. Am învățat la școala numărul 3, am 37 de ani la moment, da? Cred că Ludmila este din Sporeni. Sau, da, cred că, da? Deci am 37 de lei. 37 de ani. La moment, da, aici vedeți în poză, sunt eu la școală. Deci am învățat, la început pot să vă spun că... nu îndemn, super. Deci la început pot să vă spun că nu am învățat bine. Iată, tot timpul povesteam la colegii mei din clasă, eu eram, mă rog, nu eram înalt tare, dar stăteam în ultima bancă cu cel mai înalt băiat. De ce? Deoarece alături de mine nimeni nu putea să învețe. Eu tot îi distram. După clasa a patra, aș putea să spun, a venit mămica mea la școală și profesoara, ca de obicei, se jăluia pe mine că sunt distrată, că nu vreau să am atitudini, am abilități, dar nu vreau să învăț, da? Atunci mama mea îmi spune, și uite, nu se aude? Ar trebui să se audă bine. Deci atunci mamica îmi spune mie, zice, uite, dacă tu vrei, nu învăța. Nu învăța absolut nimic. Eu am văzut că tu tare bine știi să speli podelele. Toată viața îi speli podelele. Să știți ce de tare mi-a schimbat mie viziunea asupra învățăturii atunci, mămica, ce schimbare mi-a făcut, într-adevăr. Fiindcă din momentul acela am reflectat, eu cred că foarte mult, fiindcă mi-am schimbat atitudinea din învățătură foarte tare. Și anume din momentul acela eu am înțeles, tot ce nu cunoști se poate de învățat. Chiar și aceea că dacă tu nu știi ce înseamnă să ai patru copii, și asta se poate de învățat și să ai și pe aceștia. Anume după școală, după 11 clase, pentru că atunci când am finisat eu, maximal era 11 clase, am intrat la Politehnică, la Facultatea Industria Ușoară, da? Modelarea și tehnologie confecțiilor din piele. Iată aici este grupa noastră, aici este rectorul facultății noastre. Aici eu apăram diploma, după cum vedeți.
Aici suntem la cămin, am trăit și eu la cămin, vedeți, la o, făceam mâncare, aici făceam mălidă și ne-am hotărât, noi eram patru fete în odaie, am hotărât să facem o mălidă și atunci ne-am făcut o poză ca amintire. Deci locuiam în căminul numărul 11. În anul 5 de facultate, ca și oricare fată gospodină, da, care iubește să continue ceea ce are de la părinți, am hotărât, am găsit jumătatea de care m-am îndrăgostit. A urmat căsătoria, da, aici vedeți eu și soțul, fotografiile cam sunt vechi. Aici sunt părinții mei care au jucat un rol în permanență foarte important în viața mea. Fiind studentă, deci fiind căsătorită, deci după studenție. Eu mi-am dorit foarte mult să lucrez la fabrica de încălțăminte ortopedică, unde îmi făcusem practica. Mamica mi-a spus, zice, uite, acolo nu este chiar întrebată această fabrică, du-te mai degrabă la Zorile. Ai să lucrezi acolo și acolo este mai stabil, fiindcă este o firmă mare, da? O companie mare. Respectiv, eu m-am gândit foarte bine, zic, mama mea, cred că mama are dreptate. Acolo este stabilitate, deci hai să lucrez acolo. M-am dus. Mi s-a spus că primul meu salariu va fi de 350 de lei pe lună, după care, pe perspectivă, o să-mi se ridice salariul. Iată așa lucram eu cu 350 de lei pe lună, după care îmi găsesem ceva lucru adăugător. Și în cazul dat am început, adică să lucrez la fabrica dată, 350, ajungeam undeva la 700 de lei atunci când mai făceam ceva adăugător. Am participat și la un eveniment unde se numea Mister Râncuță. Eu am reprezentat fabrica Zorile, eram 16 concurente, am luat locul 2 și după cum vedeți, am câștigat și premiul mare, care se numea Miss Bunătate. Vă dați seama, eram foarte bună, cred că de aceea mi s-a oferit și așa un premiu. După un an de lucru, am căzut sub reducere, deci 99% din personal a fost redus, din modelierii care erau. Respectiv, eu m-am asfer un lucru. Cineva plângea, cineva se văita, eu însă eram foarte bucuroasă, zic cu așa lucru, văd prost că m-au eliberat așa, dar nu trebuia să mă rog la cineva să mă elibereze. După aceasta au urmat cursuri de contabilitate, adică tot timpul mi-a plăcut să învăț, după cum ați văzut deja. Au urmat cursuri de contabilitate, aici am învățat nu numai contabilitate, dar cum se curăță și copacii. Și faptul că am cunoscut alte persoane interesante, iarăși mi-a plăcut foarte mult. Aici am aflat, fiind elevă deja, da, am aflat că sunt însărcinată și deja copilul meu avea un anișor când eu am hotărât să mă înregistrez la compania Oriflame. Oriflame pentru mine din start a devenit un hobby, un hobby de la care eu primeam plăcere. Eu sunt sigură că fiecare din voi primiți plăcere în primul rând de la comunicarea pe care o aveți în echipă. Loredana fiind un lider de succes, un lider foarte brav, cu o inimă foarte mare, ea știe a atinge sufletul fiecare din voi și știe a vă uni. Acest lucru este foarte și foarte important. Fiindcă bani se poate de câștigat oriunde, dar anume în afară de bani de a primi omenie, de a primi acea prietenie, de a primi acea posibilitate de a-ți dezvolta ca personalitate, nu poți întâlni peste tot. Posibil că eu undeva n-am scris corect, așa că îmi cer scuze. Respectiv, pe parcurs, cum s-a întâmplat? Prima mea comandă a fost, cred că, vreo 10 puncte. Iată, puteți scrieți fiecare, maximal personal, câte puncte ați făcut. Ați reușit să faceți poate 10, poate 100, poate 150, poate 300. Puteți să scrieți fiecare personal, câte puncte personal ați reușit să faceți. Din prima dată, 21. Galina, 150. Galina, sunteți foarte bravo. 24. Fetele, dar voi sunteți foarte, foarte bravo. 44 de puncte. Mama mea, dar asta e foarte mult. Sunteți bravo. De ce vă spun așa? Prima mea comandă, cred că a fost vreo 10 puncte. Nu mai mult, în orice caz. Maxim 10 puncte. Asta a fost prima mea comandă în care eu am făcut ceva probe și dacă am făcut un produs, încă era mult. Dar nu țin minte pe ce produs am făcut comandă. După care, 6 luni, nimeni nu a auzit de mine. În Oriflame. 6 luni, eu am uitat de Oriflame. Peste 6 luni, cândva era așa o modă că de la companii transmiteau în cataloge.
Păi mama mea îmi spune, zice, eu îmi trebuie să luna trecut cineva acolo la Oriflame în catalog și vreau să-l aduc și uitam. Și atunci mama mi-a adus și era deja catalogul trecut. Eu m-am dus, mi-am adus aminte că sunt în registratul la companie și m-am dus să-mi procur un catalog. Și vreau să vă spun că când m-am dus la companie și am văzut câtă lume forfotește, oh, vai de mine, zic, mama mea, cu atâta lume care lucrează, de ce să nu lucrez și eu? Atunci mi-am pus ca scop să încep să, mă rog, să lucrez cu catalogul, zic, oricum ies pe afară. Eram însărcinată deja cu a doilea copil. De ce am făcut eu? După policlinică, după oficiu, mi-am programat timpul ca să plec la policlinică să trec un control medical. Mă rog, femeile însărcinate, toate treceau. Și în momentul acela, eu am trecut pe lângă un magazin și m-am gândit ce ar fi dacă aș lăsa un catalog acolo. Eu idei n-aveam ce înseamnă să lucrez cu catalogul. Eu idei n-aveam ce înseamnă produsul de reflecting, că în viața mea eu folosesc doar un produs, doar un tuș. Și ce credeți? Mi-am adus aminte că, uitați-vă, când m-am, eu la momentul acela financiar nu aveam posibilitățile care le am acum. Ca să iau de la soț bani, tot timpul mi-era mai cum. Eu ceream de la el numai alimentar, pentru pâine. Cu toate că el, dacă îmi trebuia, el îmi dădea. Dar oricum, veniturile noastre erau așa, cam scunde. De ce eu la momentul acela aveam ceva lei pentru drum mai mult? Dar copilul m-a rugat să iau câteva echipe sau ceva dulce, nu țin minte precis, dar ceva m-a rugat să iau. Eu m-am gândit că dacă am să prezint catalogul și să iau vreo comandă, eu poate să-mi fac bani, dar poate n-am să-mi fac bani. Cine știe? În momentul acela mă gândeam, Doamne, eu am facultate, eu am învățat atâta până acum, pentru ce? Pentru aceea trebuie să îmi duc cerut cu catalogul? Nu, eu n-am să îmi. Dar iarăși mi-am adus aminte de copilul meu că își dorea ceva dulce. Știți ce am făcut în acel moment? M-am apropiat de un magazin, am stat 5 minute lângă ușa magazinului și mă gândeam, să intru sau să nu intru? Să intru sau să nu intru? Ce este mai presus pentru mine? Mândria mea sau dorința copilului meu? Și să știți că am deschis ușa și m-am uitat cu ce pas eu intru? Corect. Sunt de acord mai practic. Deci m-am uitat cu ce pas intru. Zic, am să intru cu pasul drept ca să meargă. Și am intrat cu pasul drept. Mi-era așa de rușine, dar eu am spus la fete. Eu nu știam cum să vorbesc. Fetelor, eu vă las un catalog. Dacă ați vreți ceva, eu am să mă întorc peste jumătate de oră, o oră și să-mi spun. De ce? Bine, nu e problemă. El practic nici la față nu m-a văzut. Am stat catalogul și am ieșit. Când am venit, mă gândeam, să intru sau să nu intru? Păi el oricum nu o să aibă nicio comandă. Zic, mai degrabă nici nu intru. Dacă nu mi-am adus stai leac, eu am cumpărat catalogul. Eu să-i dau de comandă catalogul care eu am dat bani pe el, nu, nici într-un caz, desigur. Și ce am făcut eu? Eu am intrat. Și am spus, fetelor, eu am venit să-mi iau catalogul. Eu nu le-am întrebat, vor el ceva din el sau nu vor, pentru că eram sigur 100% că el nimic nu vor. Și el mi-a spus, zice, știți, dar noi vrem să cumpărăm metra aceea, aceea, aceea. Eu am rămas șocată. Mie nu venea crede. Și vreau să spun că în momentul acela eu nici bani nu aveam la mine pentru comenzi, pentru că noi făceam comanda și pe loc o luam, o achitam. Și am intrat într-o discuție cu el și spus, fetelor, uitați-vă, eu bani la mine nu am să vă aduc comanda, cinstit. Dar eu vă propun în felul următor, eu vă las pașaportul meu. Voi îmi dați, eu am calculat plus minus în minte câți bani îmi trebuie ca să cumpăr produsele acelea, îmi dați suma asta de bani. Și eu până am să vin, am să vă las chiar și o reducere. Eu m-am dus, am luat comandă, le-am lăsat plurgaj, buletinul meu, am luat comanda, nimic am dat-o. Și în momentul acela eu am câștigat că 100, că 200 de lei, nu țin minte. Dar eu am câștigat acei bani cu care m-am dus și am cumpărat copilul meu ce a vrut el. Vă dați seama ce de fericit eram eu. Eu 300 de lei, trebuia să stau, 350 de lei, stau o lună degeaba la zorile, pe când aici eu 100 de lei sau 200 i-am câștigat într-o zi, într-o oră, aș putea să spun. De ce? Deoarece eu am cântărit atunci, am pus pe cântar. Ce mi-e de preț pentru mine? Orgoliul meu sau dorința copilului meu? Iată, asta este foarte important să înțelegeți lucrul acesta. Ce a urmat parcurs? A urmat al doilea copil. Și în perioada aceasta a fost o vară în care au fost câteva evenimente în care eu am decis să-mi caut un lucru oficial, să-mi caut un lucru serios și să las Oriflame. Pentru că pentru mine, după cum vă spuneam, Oriflame era un hobby care mi-aducea un venit de 1.000-3.000 de lei. Încă stat un pic, nu v-am spus despre primul meu venit pe cont care l-am avut. Deci, în primul catalog, când eu am început deja să lucrez, da, iată după jumătate ce ideal, eu am făcut 200 de puncte personale. Cum le-am făcut, nu mi-aduc aminte, dar eu știu că le-am făcut. De ce? Deoarece, într-a doilea catalog, mie mi s-au pus 30 de lei pe cont.
și n-am înțeles de unde vine banii ce. Eu am crezut că cineva pe mine mă măgește sau eu pe cineva măgește. Am întrebat sponsorul meu, Doamne, zic, uite, eu fac comandă și mie îmi scade 30 de lei. De ce? Și atunci doamna mi-a spus, zice, uite, cât mai multe puncte ai, cu atât compania ți-a dă nu numai reduceri, dar îți dă și bani pe cont, care tu îi scoți prin produs la început. Mama mea, eu când am auzit de asta și atunci o întreb, zic, dar dumneavoastră câți bani aveți? Eu zic, știi mii. Fetilor, cinstit, pentru mine a fost un punct fix de a ajunge la nivelul la care a ajuns doamna asta, de a avea 3.000 de lei. Și în câteva luni, deja eu, deci când mi-a spus eu încă eram însărcinată, era luna decembrie, eu în luna februarie am născut și la sfârșitul copilul meu încă era nou născut, când eu am atins nivelul de manager. Da? Adică eu am obținut rezultatul pe care mi-l doream, eu am obținut suma pe care eu doream să o câștig. Dar oricum pentru mine Oriflame era un hobby. Până în momentul când, vă spuneam, este fetița, după cum o vedeți, este băiatul și apoi fetița, este a doua. Deci fetița la mine avea 3 ani, de fapt 2 ani jumate, ceva de felul ăsta, și respectiv m-am dus la grădiniță să fac reparație. Așa cum sunt de obicei mămicile, da? Vă spun, eu cu Oriflame pur și simplu pusesem cruce și eu nu vreau să mai am de face și pentru că eu zic, trebuie să-mi caut un lucru stabil, un lucru bun. Și atunci, acolo am făcut cunoștință cu o doamnă, care la moment să ne-am împrietenit, deja suntem cu mătre, și eu întreb, Mihaela, spune-mi, te rog, ce faci tu, ce te ocupi tu? Dar el îmi spune, zice, eu sunt în concediu de maternitate, dar iată, dau fata la grădiniță, pentru că atunci abia dădea fata, zice, și după care îmi fac carieră. În momentul acesta, pentru mine a fost ceva fatal, ceva tare, tare, tare interesant. De ce? Deoarece eu mi-am adus aminte de un vis al meu de cândva. Fiind studentă, fiind chiar copil, fiind chiar la școală, eu îmi doream mereu, mi-am doream mereu, visam mereu, să am carieră, să-mi construiesc carieră, să-mi construiesc carieră într-un domeniu care mie să-mi placă, să arăt bine, să-mi îmbrac stilat, să fiu înconjurată de oameni pe care să-i admir și care să-mi admire, care să-mi aprecieze prietenia, care să pot discuta frumos, nu așa, de pus la ușa pieței, da? Asta este lucrul pe care eu cândva mi-l doream și doamna aceasta mie mi-a adus aminte de visul meu. În momentul acesta eu am înțeles, eu nu am nevoie pur și simplu să lucrez. Eu am nevoie de stabilitate, eu am nevoie nu de zorile în care să lucrez și pentru o stat degeaba 350 de luni, da? Dar eu doream undeva unde să fiu mereu activă, întrebată și să am posibilitatea de a crește. Iată, atunci eu am înțeles că Oriflame este pentru mine. Aici pot să am afacere. De ce? Deoarece aici sunt două categorii de consultanți. Sunt acei care doresc pur și simplu pentru sine, care doresc pur și simplu să câștige ceva bani mărunți, din catalog, prin ceva așa de felul acesta, da? Dar a doua categorie sunt acei care visează, acei care au dorințe mari, au dorințe mărețe. Iată, din momentul acela ne-am luat decizia. E a face business, nu diferent, de a-mi dezvolta cariera mea aici, în colaborare și în parteneriat compania Oriflame. Aș putea să spun că de aici începe istoria mea Oriflame, în care am spus că, indiferent de cine și cine ar spune, indiferent de situația care nu ar fi, eu rezultat voi avea. Care era scopul meu următor? Scopul meu următor era de a deschide întreprinderea mea, de a avea ștampila mea personală, de a deschide contul în bancă, și nu mă joc eu așa că scot banii pe produse, dar de a scoate banii cash legal și oficial. Când am revenit eu la activitatea mea, eram, cred că, la nivel de 36% în momentul când am luat decizia. În luna septembrie am început activitatea mea, cum anume prin metoda anchetărilor. Prin internet nu este mai ușor, eu sunt sigură că nu este mai ușor de lucrat. Dar cel puțin ești acasă. Eu am început să lucrez offline, prin anchetări. Prima dată când am ieșit la anchetări, din momentul când am luat decizia, eu am sunat sponsorul meu și spun, doamna Nina, uitați-vă, eu am hotărât să fac business, eu am hotărât să devin director. Eu am hotărât să am întreprinderea mea și să pot bani cash. E asta ce mai am vrut mine. Haideți mâine să ieșim la anchetări. Doamna spune, ce bine. Zic, din câte știu eu când ieșeam la anchetări, cel mai bine este când ieși la ora 11. Deci, ce bine. Eu am venit la ora 11 fix. Eram acolo și doamna încă nu era. Eu am așteptat 5 minute, ea nu era. Eu îmi dădeam seama, copiii mei sunt la grădiniță, eu pierd timpul pentru nimic.
Ce am făcut eu în momentul acesta? Eu am spus așa, eu aici am venit, nu de ce tu aștept cu doamna Nina, dar eu aici am venit ca să lucrez, ca să am eu rezultatul meu. Ce am început a face? Am scos stocul, foaia și am început să recrutez. Peste o oră a venit doamna Nina. Eu aveam să pierd o oră. Când a venit ea, eu aveam deja 10 contacte. Deci eu am luat decizia și eu eram responsabilă pentru decizia mea. Ok. Cariera, deci dacă credeți că eu nu am întâlnit greutăți, am întâlnit foarte multe greutăți. Atunci când noi lucrăm în internet, da, pentru că acum eu lucrez și eu online, da, când lucrăm online, ce facem noi? Noi trimitem mesaje, primim mesaje. Același lucru îl făceam și eu offline, doar la închetări. Atunci când noi lucrăm online, sunt foarte multe persoane care nu întrag atenție, sunt foarte multe persoane care îmi spune, refuză nu. Iată, puneți plus, dacă dumneavoastră vă spune cineva nu. Puneți plus, dacă vă pune, mulțumesc mult cum asta. Deci puneți plus, v-a refuzat cineva vreodată ceva? Super! Acum spuneți-mi, vă rog frumos, pe zi, câte persoane dumneavoastră vă refuză? Una, 10, 20, 30 de persoane, puteți scrieți numărul, un plus minus. Câte persoane pe zi vă refuză? 2, 7, 10, super. Acum uitați-vă ce făceam eu. Eu ieșeam la anchetă și până nu strângeam 100 de refuzuri, adică 100 de persoane care să-mi spună nu, eu de la anchetă în ziua aceea nu mă duceam. Dacă dumneavoastră veți atinge numărul de 100 de refuzuri pe zi, considerați că degrabă o să fiți director. Cât mai multe refuzuri strângeți, cu atât mai repede veți avea rezultat. Cu atât mai repede veți avea rezultat. Dumneavoastră v-ați pus un scop, asta este foarte bine. Dumneavoastră veți întâmpina greutăți. Eu astăzi vorbeam cu o doamnă care spunea că are 2 copii. Zice, eu aș dori să mai am încă 2, numai să nu fiu însărcinată, că avea toxicoză foarte mare și nu nască, că era foarte greu. Da, desigur că copiii ăsta e frumos, dar pe lângă asta trebuie să treci peste greutăți până îi crești, până una alta. Știți că același lucru este și aici. Greutăți sunt. Dar, care este următoarea regulă de bază în viața mea, aș putea să spun, da? Este faptul că nu te focusa la cum, ce, când îți faci, cine îți faci, ce. Focusați-te doar la rezultat. Fiindcă tot ceea ce ai nevoie tu, vei obține. Într-o vară mi-am pus ca scop. Fiindcă foarte mulți persoane spuneau, o, dar nu merge recrutare, dar nu merge recrutare, nu merge recrutare. Ce am făcut eu? În același punct, de la orele 10 până la orele 1, câte 100 de refuzuri pe tine întâlneam. Timp de vară, eu am recrutat, n-aș putea să spun că foarte mulți persoane. Timp de vară, eu am recrutat, hai să spunem, 30 sau 50 de persoane, dintre care, la ziua actuală, din ele, sunt active 5 sau 6 persoane, printre care este un director. Spuneți-mi, vă rog frumos, din vara ce eu am recrutat un număr de persoane, dintre care 5 sunt active și un director am, a fost, a fost bine că am ieșit la recrutare, am meritat faptul ca să lucrez vara aceea sau nu? Am meritat vara aceea ca eu în fiecare zi strâng câte 100 de refuzuri. Eu sunt sigur că am meritat. De ce? Deoarece eu acum primesc venit pasiv de la partenerul meu, care este director. Iată, asta trebuie să înțelegeți un lucru, că nu vă focusați la ce îți primești, ce îți primești. Mergeți înainte, focusați-vă la scop și ascultați. Și uniți-vă urechile pentru peste tot. Și cu tot, da? Ok. Deci, ce a urmat mai departe? A urmat a treilea copil. Fiind însărcinat, deja eram director. Și vreau să vă spun că la toate activitățile companiei, forumuri, prezentări, peste tot eram activă. Peste tot automat eram activă. De ce? Deoarece eu eram exemplu. Fiind însărcinată atât de vie, aici eu recrutam oricum. Recrutam. La forum, iată, la filarmonică, cine a fost, da? Deci, Nicu Dodohean, chiar și cu speakerii care veneau în ospiții la noi. Fiindcă, dacă vrei să ai rezultat, trebuie să fii activă. Trebuie să fii un exemplu pentru fiecare persoană. Ca ei să te repede. Aici, după cum vedeți, am deja 3 copii. Și având 3 copii, da, cu cea mai mică, de la 2 săptămâni, eram prezentă la oficiu. Iată, după cum vedeți, aici este oficiul nostru central. Și aici am venit, aici, lângă perete și fereastră, era un loc, un ungher, unde eu lăsam pe timpul căruciorul.
Și puneam fata acolo, hrăneam cu pieptul, puneam, hrăneam cu pieptul și mai departe lucra. Iată aici, vedeți, fac o business prezentare. Așa după posibilitate, fac nu, aici noi făceam planificare. Și copilașul meu m-a ajutat la planificare. Aici era un forum la care noi am fost împreună cu Cătălina. Aici este sponsorul nostru superior din Tula, care a venit în ospție și ne-a făcut o poză împreună cu ea. Aici este soțul meu la o, și eu cu Cătălina când a fost o manifestație împreună cu echipa Oriflame într-un restaurant. Aici este iarăși, vedeți câte boni aveam eu acolo, stăteau, dar eu împreună cu partenerii noștri făceam business prezentare. Aici este sponsorul meu superior, care era fel, copilașul meu nu născut. Aici era, se mergeau pregătirile pentru banchet, unde iarăși partenerul meu ne-a fotografiat. Adică pot să vă spun că poze sunt foarte și foarte multe. Nu a fost atât de ușor, într-adevăr, dar ceea ce m-a pus ca să fiu în permanență în acțiune este dorința de a fi mereu în trend, da? Dorința de a fi mereu în rând cu cei mai buni. Adică asta este ceea ce m-a ținut mereu pe mine pe punctul pic, da? Desigur că a urmat încă o etapă la mine, care eu o numesc etapa investițiilor, da? Atunci când eu am luat decizia de a investi în ce, anume în faptul că am început să iau în arendă împreună cu alți lideri un oficiu. Oficiu în care noi făceam business prezentările noastre, da? În care noi vorbeam, discutam, pentru că oficiul nostru era arhiplin cândva. Era foarte, foarte multă lume. Și vreau să vă spun că anume din etapa aceasta, ce am învățat eu? Am învățat faptul ca să-mi apreciez acțiunile, să le gândesc foarte bine și anume aici am început să înțeleg ce înseamnă, de fapt, nu că să înțeleg, poate, fiindcă eu deja cunoșteam, dar foarte multe lucruri au început să se dezvolte aici. De ce? Deoarece aici aveam posibilitatea să comunic mai mult cu persoanele, să fim mai apropiate, da? Și am făcut cunoștință cu oameni care niciodată nu m-am gândit că am să-i cunosc. Doctori în știință, filozofi, medici, fiecare cu activitatea sa. Fiecare din persoanele acestea m-a făcut să înțeleg faptul că business-ul meu are valoare și ceea ce fac eu este același lucru cum o fac alte persoane. Pur și simplu eu am ales libertatea. Deci asta este un punct foarte important ca să-l cunoașteți. Datorită companiei Oriflame, sigur că noi nu doar ne câștigăm bani, dar și primim plăcere. Fiindcă sunt forumuri care fiecare trimestru, deci avem posibilitatea să ne prezentăm. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă este cineva, da, care a fost vreodată la forum, la vreun forum organizat de companiei Oriflame. La forumurile acestea, de obicei, vin consultanți din toată Moldova. Și nu numai din Moldova, nici ce cunosc eu, da? Deci este o activitate foarte frumoasă, unde poți nu doar să vezi succesul, dar să-l simți. Să-l simți pe piele, să-l simți în nas atunci când miroși. Tot, fiecare miros anume a succesului, da? Atunci când tu retrăiești acele emoții de bucurie, acele lacrimi pe care le au oamenii care ies în acea scenă și povestesc despre succesul lor. Deci asta este foarte important. Deci, când veniți la forum, credeți-mă, dacă vă costă scump, de exemplu, vă costă 400 de lei, poate vă costă 200 de lei să veniți la acest forum, credeți-mă, voi banii aceștia o să vă scoate triplu, nu triplu, dar de 20, de 200 de ori mai mult, fiindcă energetica asta, voi investiți bani în energie. Iată, atunci când am luat eu oficiul meu, eu am înțeles că business-ul are nevoie oricum de investiții. Noi, ca noi, să facem investiții în noi, în energetica noastră și este foarte important. Desigur că Oriflame asta nu doar faptul că să ne simțim bine, dar asta mai este și instruire. Și la noi instruirea nu se face ca de obicei, te-ai pus la bancă și ai primit notă. Dar nota ta este rezultatul tău. Îmi plac foarte mult instruirile care le organizează compania în afara orașului. De obicei asta este pe două zile. Iată, aici, de exemplu, a fost în Ucraina la un training, asta nu era organizat de Oriflame, dar era organizat de companie, de fapt nu de companie, dar de liderii Oriflame.
Vreau să vă spun că m-a costat foarte mult. A fost o investiție destul de mare pentru mine. La momentul acela m-a costat 7.000 de lei acest seminar, pentru că 7 zile am stat acolo la Ucraina. Îmi pare că la Odessa, sau nu la Odessa, nu țin minte. La minim, Ucraina, de fapt, marea, e mare peste tot. Că e Odessa, că nu e Odessa, dar e mare. Deci eu nu vă pot spune precis unde am fost. Dar ce a schimbat la mine este faptul că am făcut într-adevăr cunoștință cu cei mai buni, dintre cei mai buni. Și țin minte că atunci când m-am întors de la acest seminar, foarte mulți lideri mi-au spus că te-ai schimbat radical, ai devenit cu totul altfel. Nu vă obosiți să vă instruiți. Aveți o echipă mare, aveți lideri superiori, puternici. Și dacă doriți să fiți asemeni lor, instruiți-vă de la ei. Rezultatul se va vedea, vă spun 100%. Îmi place foarte mult să călătoresc compania, îmi place foarte mult să mă instruiesc compania în aceste seminare, deoarece aici eu pot să fiu lângă echipa mea. Acasă noi putem să fim tot timpul lângă calculator, dar undeva departe, unde, de fapt nu chiar așa departe, de, dar undeva unde să ai o zi de libertate, o zi de gândire, asta este foarte important. Deci, când va organiza compania, numai decât beneficiază această instruire. Asta este ceva care vă spun așa personal. Desigur că omagierea. Ce este mai scump ca omagierea? Atunci când tu îți fericit de tu scenă. Când prima dată ne-a felicitat primul meu director pe scenă, asta este Valentina Lungă. Noi stăteam pe scenă și plângeam amândouă. Când ea plângea, când eu plângeam. Și nu erau lacrimi de, așa, soțul v-a susținut, apoi vă spun despre soț, mi-am citit aminte. Acestea nu erau lacrimi de, așa, de exemplu, de milă sau ceva de felul ăsta, erau lacrimi de bucurie. Atunci când ieși pe scenă, te duci aminte de toate clipile grele, de toate momentele din care ai trecut. Te duci aminte de faptul că, da, tu meriți să fii aici. Da, tu ai meritat să treci peste toate greutățile. A meritat să vezi toate punctele cele negre, toate coșurile cele, cum s-ar spune, a vieții, da? Pentru a obține rezultatul acesta. Și pentru a vedea bucuria pe fața ta și pe fața oamenilor. Asta este foarte important. Într-adevăr, este ceva ce nu poți obține absolut nicăieri. Absolut nicăieri. Și atât următorul motto în viața mea, da? Faptul că a primi ceea ce dorești, da, este ușor, dar mult mai greu este să înțelegi ceea ce dorești tu. Iată, asta este foarte important. Cineva spunea despre soț, da, dacă soțul m-a susținut. Vreau să vă spun că din start, de ce am început încă un motiv de a fi în de a activa mâine în compania Oriflame, este faptul că eu, fiind acasă deja de câțiva ani, da, în permanență mă certam cu soțul, spuneam că ia, că eu vreau afară, eu vreau leac să ies la plimbare, mai vreau să mă duc încolo, mă râiam. Și la dată îmi spune, zice, Ion, parcă ești o babă. Da? Eu vedeam că el de mare alergie la mine. De ce? Deoarece el venea acasă, m-am obosit. Eu vă spun că eu stau cu cea mică la piept. Așa, dacă o să auziți ceva, gomotă. El era sătul de lucru, era sătul de și-o sândit de toate... El visa, știți la ce visa el? Să se odihnească. Venea duminica, în sfârșit el să odihnească și când eu mâream, hai. Asta este un moment care la noi era foarte complicat. Ce-am făcut eu mai departe? Eu am înțeles că eu trebuie să mă ocup cu ceva. Trebuie undeva să mă duc, mai ies în lume, să mai discut cu lumea, dar cu cine? Dacă prietenile mele, aveam două prieteni care ele lucrau. Să mă duc la ele pur și simplu, a zic că eu nu sănătoasă la cap. Asta e unul la mână, a doilea mână, ele erau ocupate, și la mamă. Deci eu am zis că mie îmi trebuie ceva unde să-mi revărs energia pe care eu o acumulez. Fie că negativă, fie că pozitivă, indiferent, da? Și așa am început eu activitatea mea în Oriflame. Parcurs, totul a început, deci este etapa prin care fiecare femeie trece, aș putea să spun. Rare femei care nu trec prin etapa asta, foarte rare. Etapa în care soțul simte că tu nu-i acorzi atenția pe care i-o acordai până acum. Și dacă el e contra, el nu e contra Oriflame-ului, dar e contra la ceea că tu brusc ai schimbat.
Dacă până nu e tu, pe timp cum întrebai, dar și mâncare să se fac, dar cum să se fac, dar îl întâmpinai, îl sărutai, îi puneai pe masă, în alta, când colo, dar tu nu îl întâmpini. Mama mie, zic, stai o leacă, tu mi-ai spui că să-și pună sângă pe masă. Opa, stați o leacă, aici de acum se începe a frâna, se începe problemele în casă. Primeam din trage atenție, o reflect omul nebunit și mai departe. Ce se întâmplă în cazul dat? În cazul dat este important să înțelegeți cât este de importantă activitatea aceasta pentru dumneavoastră. În momentul acesta este foarte importantă comunicarea soțului. Trebuie să înțelegeți că dacă dumneavoastră a trecut ușor de la o etapă la alta, pentru el nu este așa de ușor. Comunicarea este cheia. Dacă el nu vă dă, nu vă permite, asta e pur și simplu de ce că el nu înțelege cât el este important lucrul acesta pentru dumneavoastră. Fiindcă dacă el pe voi vă mâre, asta înseamnă că dumneavoastră îl mâriți pe dânsul. Pur și simplu reflectați, gândiți-vă, în ce momente se întâmplă că dumneavoastră ceva să nu vă placă la el. Poate nu vă place, nu vă plac prietenii lui. Poate nu vă place faptul că el se duce undeva și nu ați cunoștit. Poate îl verificați sau ceva de felul ăsta. Dacă el ceva vă face dumneavoastră, înțelegeți că dumneavoastră fix același lucru îl face cu el. Soțul dumneavoastră este cel mai scump om, cel mai brav, cel mai deștept, cel mai ideal. De ce? Deoarece el este oglinda dumneavoastră. Încercați să-l înțelegeți. Încercați să comunicați. Am început să-i explic poate esența business-ului meu. Am început să-i spun, să-l fac să înțeleagă că business-ul acesta este nu doar important pentru mine, dar mie îmi place să fac lucrul ăsta. Și când eu vorbeam cu el, des mă stăruie să-l întreb. Ce ai făcut tu azi? Dar ți-a plăcut? Iată, este foarte important să înțelegi dacă lui îi place. Pentru că atunci când îi vei spune că ți-i place, el nu va fi contra. Eu asta vă dau garanție 100%. În relațiile cu soțul, în primul rând, sigur că soțul este primul plan. Soțul primul plan, pe doilea plan copiii, pe treilea plan trebuie să fie afaceri. Pe al treilea plan. Fiindcă el nu este rău, el este cel mai bun. Dar într-o măsură ca el vrea să vă protejeze pe dumneavoastră. El vrea să se protejeze pe sine. Iată, asta este un punct de care trebuie să țineți cont. Încă un punct care pot să vă spun eu că am luat măsuri în vederea soțului, dar am stat să vă spun peste un slide, fiindcă anume aici este momentul. Deci, la moment ce vreau să vă spun, că faptul că îmi place în Oriflame, faptul că eu fac cunoștință cu foarte multă lume. Da? Ai oameni și vieți. Da? Oameni care își lasă amprenta în sufletul meu. Oameni care îmi insuflă succesul. Oameni care mă ajută să am încredere în mine. Iată, acesta este un lucru foarte important. Deci, merită numai să faceți cunoștință cu fiecare persoană de succes. Iată ceea ce vreau să vă spun eu despre soț. Iată, aici vedeți primul meu banchet al directorilor. Aici eram însăcinată cu acel de-a treilea copil. Împreună, deci, am mers la banchetul directorilor în anul 2010. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că peste tot eu nu am soț cu mine. Eu tot timpul tindeam să fac cunoștință soțului cu oamenii cu care eu lucrez, cu atmosfera în care eu sunt. De ce? De ce? Că atunci când soțul vede ce faci tu, cu cine tu lucrezi, el începe să aibă încredere în ceea ce tu faci. Eu făceam cunoștință nu de ceea că s-au luat rag în Oriflame sau s-au cum să lucreze cu mine, da? Desigur că eu cândva doream foarte mult, dar de ceea ca el să înțeleagă că eu aici, da, sunt în siguranță. Să înțeleagă că el nu trebuie să-și facă griji pentru mine. Să înțeleagă că aici sunt oameni de încredere. Iată, asta este un lucru foarte important. De ce? Atunci când mergeți la banchet, poate nu o să vrei, nu că numai la forum chiar, poate el nu o să meargă tot timpul la forum, dar măcar la primul forum, luați-l cu voi. Faceți-i cunoștință cu sponsorii voștri. Povestiți-le despre fiecare om care este acolo. Explicați-i ce vă place vouă. Credeți-mă, atitudinea lui o să schimbe.
Poate El n-a să lucreze cu voi, dar El nu o să vă încurce. El niciodată nu o să vă încurce. Fiindcă prima dată soțul meu nu îmi trage atenție. Atunci când eu am început să-mi trag atenție lui mai mult, da? El a început să facă probleme. Până când am văzut că apar banii, Rodica, nu-i pentru el? Acum vă răspund și la întrebarea asta. Deci, atunci când el a început să-mi spună că... De fapt, când el a început să vadă că eu câștig ceva bani, el îmi spunea, fă ce vrei, numai cu mine nu m-a încurcat. Dar nu m-a încurcat lui. Cum te duceai după copii, așa și duce. Cum aduceai copiii la grădiniță, așa și adui. Cu mine nu m-a încurcat, eu am lucrul meu. Iată, asta este unicul lucru care îmi spunea el foarte mult. Adică, în permanență. Și vreau să vă spun că eu asta și făceam. Țin minte că era o iarnă, de fapt, o lună de februarie era. Era 20 de februarie, eu trebuia să duc la niște clienți câteva produse. Fiindcă le-am promis că ei, soții, își fericite 20 de februarie. În ziua aceea a mins foarte tare și tot îmi spune, ce, Alion, nu mai duc eu, fiindcă el ducea copiii, dar eu îi aduceam. Ce nu am duc copiii la grădiniță, precis când nu lucrează grădinița, că e troian mare. Îmi spune bine. Eu atunci stăteam cu dânsii acasă și mă gândeam, măi, dar ce face clienta mea? Dacă eu n-am să-i aduc produsele cele, ea să decepționeze. Știi ce am făcut? Am luat un copil în spinare și pe altul din mână, printr-o iană, eu am ajuns la grădiniță. Am să ajung la orele 9, la 9:30, mai târziu, dar nu nimic. Principalul eu dovedesc să fac ce am promis. Iată, este foarte important să promiteți și să faceți ceea ce ați promis. Aici, la forumul acesta, fiindcă mergea vorba de sus, dacă o să observați, iată, aici este o interpretă. Vedeți? Aici. Aceasta este Anastasia Lazariu. Este o interpretă extraordinară, care mie îmi place foarte mult. Și totul meu știe că mie îmi place și spune, zice, știi, recent a fost în Chișinău și am vrut să iau bilete să ne ducem la concertul ei. Dar erau așa de scumpe. Și zic, nu, nimic. Eu ți-am făcut surpriză și te-am adus pe tine prin plan, lângă ea. Vă dați seama? Iată asta. Așa. La următorul forum, în 2012, iată, la acest forum, am primit două invitații, n-am avut titlu, dar invitațiile care le-am primit eu, ele am cadonat partenerilor mei. De ce? Deoarece mi-am dorit foarte mult, banchet, mă scuz, Loredan, da, la banchetul directorilor. Deci la acest banchet, invitațiile mele, eu le-am cadonat partenerilor mei. Eu nu am fost la banchet, dar ei au fost în locul meu. Și mă mândresc foarte mult cu aceasta. Poate am făcut pentru cineva, poate zic că am făcut o greșeală. Dar eu tare mult iubesc să ofer cadouri. Și îmi plac cadourile să le ofer acele care să impresioneze. Și îmi pare foarte bine pentru faptul că eu am reușit să impresionez două ființe care îs alături de sufletul meu. Aici iarăși evenimente la care le primim plăcere. Aici am primit de la companie cadou un calculator, chiar calculator de la care duc eu acum webinarul. Aici Midsummer Day a fost într-un an vara respectiv. Aici a fost alte festivitate de la companie. Aici anul nou cu compania Oriflame am petrecut. Aici pentru prima dată în viață am cântat karaoke, mama mea. Niciodată nu m-am gândit că eu aș putea să cânt karaoke. Atunci țin minte că am chihuit așa de tare când m-am auzit tot ulimul. Aici, timp la nivel director superior, am dat interviu la televiziune. Mama mia, vă dați seama, interviu la televiziune, asta era ceva extraordinar. Vreau să vă spun că interviul acesta, părinții mei l-au vizionat praznic de 100 de ori pe YouTube. Și de câte ori îl vizionam, de câte ori le făcea lacrimi. Lacrimi de mândrie. Vă dați seama? Vă spun, părinții pentru mine era un stimul foarte important în viață. Și continuă să fie. Aici este următorul banchet al directorilor, la care deja fiul, bărbatul, soțul, am fost aici la banchetul acesta. Cristina Turcan a primit premie de 6.000 de dolari și împreună cu Diana și Maxim Pălchiciu. În permanență mă stăruiesc să fac poze lângă oameni de succes, lângă persoanele care mă entuziasmează și mă impresionează. Aici este încă un banchet al directorilor, în anul 2014. La banchetul acesta al directorilor, alături de mine a fost partenerul meu, Valentina Lungo. Foarte mult mi-am dorit ca ea să vadă ce înseamnă banchetul directorilor și anul următor ea a mers și ea cu titlul meu ca director. Adică nu alături de mine, dar împreună noi ne-am dus deja ca soții noștri. Și de ce este pentru mine important acest banchet? De ce că aici a fost acest interpret, a cântat, este cineva care îl cunoaște? O, Pepe, corect, Rodica, Pepe. Deci acest interpret a cântat, dar de ce? Eu nu sunt tare amatoare de cântece lui, mă rog, sunt frumoasă.
Dar mi-a plăcut foarte mult faptul că cândva, deci prietena mea, fiind amatoare, un fan al acestui interpret, deci ea a cumpărat bilet la nu știu câte sute de dolari, a costat biletul, și a fost la concertul lui. De când el, gratuit, în contul companiei, a fost în prim plan, lângă Pepe, și încă am chihuit alături de ei, alături de dumnealui, da? Asta a fost un eveniment foarte frumos și interesant. Următorul eveniment care a fost în viața mea, sigur că călătoriile. Prima călătorie care eu mi-am permis să o fac a fost din contul meu, da? Deci postul superior, Ana Cumeana, a organizat, te rog, a organizat o călătorie în trei țări, Suedia, Finlanda și Danemarca. Iarăși, vă spun, nu m-a costat ieftin, am plătit 700 de euro fiecare. Dar eu mi-am dorit foarte mult să merg. De ce? Deoarece această călătorie a fost în oficiul central al companiei din Stockholm. Aici am văzut, într-adevăr, corect, Dana, posibilitățile financiare. Când aveți să-mi permit eu să călătorez în contul meu? Dar știți ce e cel mai interesant? Este faptul că soțul mi-a permis să mă duc singur. Cineva poate mi-a permită. Și i-am spus eu soțul meu, i-am spus, uite, pentru mine este foarte important. Înțelegi că eu investesc banii aceștia, dar eu știu că banii aceștia am să-mi scot. Cum am să-mi scot? Prin faptul că eu am să capăt mai mult încredere. De ce? Deoarece eu aici am fost la laboratorul științific, anume unde se testează produsele Oriflame. Vă dați seama? Eu am fost în inima Oriflame-ului, în oficiul central. La fel am avut ocazia să merg în Giliosa. Uitați, aici este Stick Stand, deci acum îl puteam prinde ca să mă fotografiez cu el. Aici este fiul lui Stick Stand, vedeți? Aici sunt echipa noastră din Moldova. Iată fiul Stick Stand, aici unde arată aparatul ăsta, unde se testează produsele date. Dacă vedeți, aici este doamna, care numai decât m-a fotografiat, ea este cea care reclamează Wellness Kids, dacă țineți minte. Aici este... Vă rog, mai am 5 minute, nu știu. Aici este băiatul acela care a slăbit cu 35 de kilograme, sau cu câte kilograme a slăbit el, da? Sau 40, nu mai țin minte, sau 60, nu țin minte cu câte kilograme. El este povar, da? În centrul Gheleosa. Și atât am făcut cunoștință și dumnealui. A fost foarte interesant, a fost o experiență interesantă, dar cel mai important este faptul că, într-adevăr, pentru mine asta a fost o încredere încă mai mare. În faptul că Oriflame există, Wellness există și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, să investim în sănătatea noastră, asta este foarte important. Eu stăteam la dubii, să mă duc sau să nu mă duc, mama mie, zic, 700 de euro, păi asta cu 700 de euro, că pot să-mi cumpăr eu, da? Dar, când am auzit de Gheleosa, eu am înțeles că acolo nu oricare poate să mirească în centrul acesta, nu oricare poate să dă mâna cu acest om măreț, cu Stick Stand. Când eu am șansă, da, eu voi plăti, dar am meritat, vă asigur, am meritat în sutil și nimic. De ce? Iarăși, nu vă sfiți, investiți în voi, investiți în business-ul vostru. Pentru că asta pentru mine, într-adevăr, a fost o investiție din meritată. Următorul bachet a directorilor a fost, iată, vedeți, aici este și Loredana, cu ceva timp în urmă, pare mi-ți cu vreo câteva luni înainte, da? Noi ne-am făcut cunoștință cu Loredana la fel prin internet, eu nici nu cunoșteam că există Loredana oricare, dar întâmplător am auzit de ea și am hotărât să o caut pe internet. I-am scris, am felicitat-o cu faptul că este director. Ea s-a interesat la doamna Larisa de mine și eu m-am interesat la doamna Larisa de ea. Așa ne-am împrietenit și îmi pare foarte bine că am făcut cunoștință. Și pare mi se pentru prima dată ne-am văzut la banchetul directorilor, da, Loredana? Iată aici, la banchetul directorilor, a fost felicitat primul meu director, Valentina Lungu, o doamnă extraordinară. Și așa cum ne-am promis una la alta, la Megaforum, așa cum ne-am promis una la alta, la următorul banchet a directorilor, la anul 2015, am venit împreună cu soții noștri. Ea cu soțul ei și eu cu soțul meu. Să vedeți că istoria ei tot este destul de interesantă, fiindcă soțul ei era în Franța când ea a început activitatea în Oriflame. Și cel mai interesant povestește soțul ei. Zice, eu vorbesc cu soția, îi spun că iată de graba să vină și ea la Franța și așa mai departe. Și când la un moment dat ea îmi spune, Andrei, Franța să amână, eu la Franța nu mai merg. Dar el zice, de ce?
De atât dacă a apărut Isaac Aliona. Vă dați seama, da? De ce a apărut Isaac Aliona? Eu nu am spus că a apărut Oriflame, adică pentru dânsul Oriflame asta e Isaac Aliona. Este foarte important atunci când în echipa dumneavoastră aveți grijă ca partenerii dumneavoastră să aibă pace și liniște în familie. Fiindcă pentru mine este foarte importantă relația între soț-soție. Dacă ei o să-mi pace bine, înseamnă că o să fie bine și în business. Dar dacă ei nu o să-mi pace bine, business nu o să fie bine. Deci tot timpul tindeți ca să ajutați partenerii voștri ca să aibă pace și anume să fie mai bine. Ok, a urmat, desigur că, a urmat ceea ce continuă plăcerea. Banchetul, de fapt nu banchetul, dar conferința managerilor. Aici, la conferința managerilor, într-adevăr, am avut ocazie să călătoresc împreună cu soțul, iarăși, vă spun, eu tot timpul mă străduiam să fiu cu soțul. Eu mi-am înregistrat soțul și am lucrat pe numărul lui și pe numărul meu. Pe numărul meu am atins nivelul de manager superior, 20%, și pe numărul meu, respectiv, am avut minimal două echipe care să meargă la această conferință. Într-adevăr, este super. Este super, de ce? Vă mai spun încă de un lucru. Cândva când ne întâlneam cu soțul, deci el a fost, nu în călătorie, ci la lucru, în Turcia. Și a fost avea o fotografie, o poză, la strâmtoarea Dardanelia și Bosfor, strâmtoarea care unește două continente, Europa și Asia. Și el tot timpul spunea, uite, Alion, când o să îmi permit, eu numai decât am să duc în locul acesta, este extraordinar de frumos, nemaipomenit frumos. Mare mi-a fost mirarea atunci când compania mi-a anunțat că prima zi noi vom trece în Turcia. Anume acolo unde soțul meu își dorea foarte mult să mă aduc pe mine. Și iată, aici noi am avut ocazia să mergem la acel palat, nu este aici, la acel palat unde, poza nu am pus, unde se vedea acea strâmtoare, da? Și el îmi povestea mie trei istorie lui, pentru că el foarte mult iubește istoria, despre ce, cum a făcut, ce a făcut și mai departe. Într-adevăr a fost o călătorie nemaipomenită. Pentru mine era a doua oară să zbor cu avionul, pentru prima dată zburasem în Suedia, dar pentru el a fost pentru prima dată, au fost emoții de neuitat. Și vreau să vă spun un lucru, ceea ce am învățat eu la această conferință este faptul că noi cu soțul nu putem să ne definim amândoi. O să vă mirați, dar noi la conferința aceasta în permanent se încercam. Noi tot timpul suntem învățați, da, ce să facem? Noi suntem învățați ca să luăm copiii cu noi peste tot și una, două pe copii, să avem grijă de ei. Dar aici noi, eu independent, cine să avem grijă? Hai să ne punem unul pe altul, da? Respectiv, a fost cam un pic complicat, dar oricum am făcut față și la aceasta, dar am înțeles că este foarte important ca să călătorim împreună cu jumătățile noastre, câteodată și singuri să fim, ca să învățăm. Ne învățăm să trăim unul cu altul. Iată, asta este o lecție care am învățat într-adevăr. Următorul banchet a fost anul acesta, în 2016. Și marea bucurie a fost faptul că compania a făcut ca banchetul acesta, cel puțin partea de omagiere, să fie pentru toți. Și într-un număr de 20 de persoane, pare mi se amest la acest banchet. Din câte știu, în echipa voastră a fost fix același lucru. Am arendat o limuzină, fetele au fost cu limuzina. Cel mai interesant era faptul că toate fetele din regiune ne-am îndrămădit la mine acasă. Eu sunt în apropiere Chișinăului, Dumnești. Și respectiv, le-am spus, veniți la mine, după asta noi luăm un transport și ne ducem. Ele nu știau ce transport o să iau. Și limuzina s-a oprit acolo la un colț și se vedea doar capul la mașină. Când mătărița, vezi domnișoara, doamna de aici, îmi spune, zice, doamna Luna, dar ce în mașina asta să încăpem tot? Eu zic, da, desigur că am să încăpem. Și mașina tot se dătea tot mai jos, și eu zic, că n-am înțeles, dar și mașina asta nu se mai termină. Ele au fost pur și simplu șocate când au văzut limuzina, le-a plăcut, desigur, foarte mult, au primit foarte mare plăcere. Desigur că și copiii mei au fost acolo, a fost ceva interesant, ceva foarte frumos, într-adevăr. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că merită de să fii activă, merită să-ți pui scopuri, merită, fiindcă aici ai posibilitatea să te realizezi în toate punctele de vedere. Iată, la acest banchet al directorilor, după cum vedeți, au fost și părinții mei, fiindcă am primit pentru două
rezultate, am primit două invitații, da, fiecare a câte două persoane. Și mi-am dorit foarte tare ca părinții mei, pentru că eu le-am promis lor, să meargă cu mine la banchetul directorilor. Mă, tatăl meu credea că este cu plată. Și tot timpul, trebuie să-i atâta cheltuială, tată, asta e gratis. Acum că eu n-am timp, eu sunt la lucru. Da. Eu sunt sigură că dacă ați fi vreo vecină de acolo care sunt mărită și a zică, ia hai cu mine la mine la nuntă, mă tare să faci tot posibil că să duci la nuntă, e să vorbești cu toți la lucru. Așa că fă bine și caută. Mămica îmi spunea, zice, hai poate dai lui fratele tău acolo cu soție să meargă ei în locul meu și că e tineri. Zic, mamă, ești tineri, eu o să poată să-și fac pentru asta. Eu vreau ca ma tale să mergi. Ma tale cu tăticul să mergi împreună ca cuplu. Ei nu știau la ce vin. Ei știau că e banchie, dar ei nu înțelegeau la ce vin. Ei ca tare nu înțelegeau nici ce înseamnă un reflect. Când au văzut de câte ori eu ies pe scenă, pentru că ieșisem de 4 ori, pare mi se, da? Da, de 4 ori am ieșit pe scenă. Când au văzut cum sunt omagiată, când au văzut câți oameni mă omagiază, când au văzut câți oameni mă fericită, câți oameni cum mă cunosc, eu am rămas șocat. Toată seara, tatăl meu nu a spus un cuvânt. Dar când veneam de pe scenă, mă prindea și mă felicita. Într-adevăr, merită ca să fie părinții mândri de tine. Mama mea este o fire poate un pic mai deschisă, dar tot timpul rămânea, pur și simplu deschidea gura și tot în permanent spunea, Aliona, oare sunt fie reală, oare noi trăim într-așa lume? Pentru ei era ceva ireal. Ei nu înțelegeau unde nimerit. Zice, eu niciodată în viață nu am primit plăcere și nu am avut așa o seară de plăcere. Într-adevăr, merită. Merită să lucrăm, merită să primim rezultate, merită să fim lângă o companie care ne apreciază. Banii puteți să întâlniți pe tot. Duceți-vă la Italia, la Franța, la Portugalia, lucrați acolo ce lucrați și veți primi și mai mulți bani decât aici. Dar ce va fi în afară de bani? Unde este omenia? Unde este dragostea de viață? Unde este plăcerea de a fi, de a retrăi unul lângă altul, de a-ți găsi prieteni, de a forma echipă? Pur și simplu gândiți-vă la cuvântul echipă, ce înseamnă aceasta, pentru că are o esență mult mai mare. De 4 ori pe scenă, alături de cei mai buni, dintre cei mai buni. Alături de cei mai frumoși, dintre cei mai frumoși. Și asta este foarte important. Iată aici, vedeți, am avut ocazia să ne fotografiem. Sunt sigură că și voi aveți așa amintiri. Aici sunt cu soțul meu. Pentru prima dată, el în viața lui a îmbrăcat, cum se spune el, așa tip de costum. Am dat cum se numește, cât timp uit. Da? Dar marea mea fost mirare că el a fost de acord. Smoky, mulțumesc, Loredan. Marea mirare mi-a fost că el a fost de acord ca să-și cumpere așa un costum și mândru a mers alături de mine. Mândru a mers alături de mine. Și îmi place nu doar faptul că a fost alături de mine familia mea, dar și faptul că alături de mine au fost partenerii mei. Sunt mulți din ei pe care i-am cunoscut doar prin internet. Mulți din ei au fost tare. Și când îi vedeam, nu ne venea a crede că suntem noi, da? Că asta a fost foarte, emoții foarte interesante. Anul 2008, anul 2016, 8 ani, și s-a schimbat. În 2008, ce a fost în viața voastră? Ce este în viața voastră acum, peste 8 ani? Ce va fi în viața voastră peste încă 8 ani? Dacă veți fi în această afacere sau dacă nu veți fi. Ceea ce vreau să vă promit vouă este faptul că nu vă va fi ușor. Fiindcă, într-adevăr, businessul acesta este businessul relațiilor cu oamenii și este un business foarte complicat. El nu este complicat din punct de vedere fizic, el este complicat din punct de vedere emoțional, psihologic. Dar încă un motiv care îmi place foarte mult. Viața este ca mersul cu bicicleta. Dacă ție ți este ușor, înseamnă că tu te ridici, te ridici spre succes. Fiindcă cel mai ușor este, dacă ți este greu, de fapt. Înseamnă că dacă ți este greu, înseamnă că tu te ridici. Fiindcă atunci când ți este ușor, asta înseamnă că tu decazi, tu degradezi. Dar dacă ți este greu, înseamnă că tu nu ești în zona de confort. Înseamnă că tu crești. Iată, asta este foarte important. Au trecut 4 ani
și pot să spun copii, am nu de ceea că pur și simplu am copii, nu de ceea că îmi permit, da? Dar de ceea că din punct de vedere psihologic, din punct de vedere pozitiv, da? Eu mi-am permis ca să îmi fac, să am așa o familie frumoasă. Asta este un lucru foarte important pe care să-l înțelegeți. Fiindcă copiii viața o trăiesc frumos, nu a cei care au mulți bani sau care au puțin bani, ci a cei care sunt gata să-și trăiască viața frumos. Pregătiți-vă de acum, fiindcă rezultate puteți avea. Doar este necesar să luați decizia. Și focusați-vă la rezultat și nu la împrejurări, fiindcă oamenii vor veni. Gândiți-vă ce fel de oameni doriți să aveți în echipă. Iată, asta este un lucru important. Și dacă ei vor fi, de fapt, ei vor veni atunci când dumneavoastră veți corespunde. Lucrați asupra personalității. Fiindcă oamenii puternici vin la oameni puternici. Deci, trebuie să fim oameni puternici. Aceasta a fost informația mea de astăzi. Eu sper că v-a fost interesantă. Sper că ați primit ceea ce aveți nevoie. Dacă aveți ceva întrebări, eu știu, poate ceva nu v-a fost clar, poate aveți nevoie de ceva, nu știu, să vă răspund la o întrebare. Înțeleg că da, ok, mulțumesc foarte mult, Marta, mulțumesc, Mirdeana, Loredana. Ok, eu vă urez o seară frumoasă, vă urez rezultate înalte, în continuare. Sunteți norocoși pentru fapt, suntem toți norocoși, în primul rând, suntem niște câștigători și învingători doar pentru aceea că ne-am născut. Vă dați seama, cum se spune, din cele miliarde de spermatozoizi, noi suntem acei care am ieșit. Da? Asta este un la mână. Doi la mână. Suntem cei mai norocoși pentru faptul că am ajuns la ziua de azi, așa cum suntem. Suntem cei mai norocoși când ne înconjoară oamenii pe care îi avem și suntem norocoși pentru perspectiva pe care o avem. Vă urez o seară frumoasă, succese cât mai mari. Și iată acum, vreau să vă pun un filmuleț, pentru că Loredana m-a întrebat dacă voi avea un video. Un video care îmi place foarte mult, un video care eu tot timpul la partenerii mei îl pun. Asta este scara de succes, cred că și voi ați văzut acest filmuleț. Așa, eu cred că fac pe corect. Așa, super. Deci este scara de succes Oriflame, în care mă emoționează foarte mult ochii vii ai oamenilor care au obținut rezultatele acestea. Vă urez o seară frumoasă! I'm beginning now to see that it's not just destiny, 'cause I can make it on my own. 'Cause when you find my place, never felt those were the days, always wanted something more. It's like reaching for the stars, suddenly they're not that far, and no matter where you go, what you feel, 'cause you ought to know, you ought to know. Your dreams are inspiration. You left yourself just go and believe this, just like a fairy tale, but
like you.